Florile sunt nelipsite din casa fiecărui om. Pe lângă un aspect plăcut și un aer mai curat, acestea pot răcori casa. Printre plantele care pot răci considerabil casa se numără și limba soacrei. Limba soacră este una din plantele care este prezentă în casa fiecărui om. Puțin știu însă că această plantă, o suculentă de origine africană, cunoscută și sub numele de Sansevieria, limba tigrului sau sabia regelui, poate răcori casa. Când temperaturile sunt mari, această plantă poate fi un aliat de bază. Cu ajutorul acesteia vei putea răci camera într-un mod sănătos și ieftin. Aceasta poate fi recunoscută după frunzele lungi și rigide. Potrivit experților, această plantă se remarcă și prin capacitatea acesteia de a purifica aer. Încearcă să pui această plantă în fiecare cameră. Limba soacrei va absorbi umiditatea și va regla în acest fel temperatura. Nu va dura mult, iar efectele se vor resimți. Este recomandat să așezați această plantă în apropierea patului. În acest fel, în cameră va fi o temperatură mai mică, dar și un aer mai curat. Mai mult, somnul va fi fără doar și poate mai odihnitor. Un alt loc unde ați putea să plasați planta sunt și holurile. Dacă aceasta va fi poziționată pe hol, aerul rece va trece prin fiecare cameră și intrarea în casă poate fi un loc bun pentru poziționarea acesteia. Când vei intra în casă, diferența se va simți. Se spune că această plantă pusă în acel loc poate atrage norocul și bogăția. Efectele se vor putea vedea și dacă puneți limba soacrei la fereastră. Mai mult, datorită luminii, planta va crește mai frumos. Așadar, limba soacrei vă poate ajuta să scădeți temperatura camerei. Aceasta va oferi și un aspect plăcut încăperii. La aceste calități ale plantei se mai adaugă și filtrarea aerului din interior, eliminarea poluanților toxici, ajută la îmbunătățirea sănătății mentale, combate alergiile respiratorii și ajută la ameliorarea afecțiunilor sezoniere minore, relatează playtech.ro.